Iată-ne din nou în casa Domnului, motiv pentru care binecuvântăm numele Domnului. În această seară, lecția se intitulează Acceptați-vă unii pe alții, făcând parte din tematica relații frățești. Din Scripturi înțelegem că scopul lui Dumnezeu, a uneia singur Dumnezeu, este să unească toate ființele și toate lucrurile, să funcționeze, să graviteze în jurul Său. Aceasta s-a realizat și se va desăvârși prin lucrarea și ființa Domnului Iisus Hristos. Așa este scris în Efeseni, capitolul 1, versetele 9 și 10, unde apostolul vorbea despre acest adevăr astfel. Căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care îl alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Noi, ca oameni, trebuie să observăm nevoia unității în această lume plină de antagonisme din ce în ce mai feroce. Chiar dacă oamenii s-au reunit sub diverse scopuri, în diverse organizații, așa cum a văzut profetul Daniel, chiar despre ultima împărăție care va domni pe pământ, oamenii sunt ca lutul și fierul care nu poate crea o unitate. Natura aceasta, în urma păcatului, este într-o stare de dezagregare, de împrăștiere. Fenomenul de la turnul Babel s-a realizat cu îngăduința divină, dar a fost un efect al stării oamenilor. Iar noi, credincioșii, uniți într-un singur trup, în unitatea bisericii, suntem chemați să ne acceptăm unii pe alții. Și să nu fim ca cei de afară care rivalizează, se urăsc și nu pot să se suporte într-un mod desăvârșit. Ei nu pot să facă lucrul acesta pentru că nu au aceeași natură, pentru că soiurile de demon din lumea aceasta au diversificat și creează stări și simțiri și dorințe diferite și egoiste. Iată ce scria Pavel adresându-se lui Tit, făcând comparația între modul de a se raporta unii la alții a oamenilor din lume și situația și structura noastră, credincioșilor. Tit, capitolul 3, versetul 3. Căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăcere. Observați acum ceea ce noi discutăm, trăind de răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Iar celor credincioși, apostolul Pavel le scria și în 1 Corinteni, capitolul 1, la pagina 1111, cum să se comporte ca să atingă stadiul unității. 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 9 și 10. Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, la o relație intimă. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, că în jurul Lui doar se poate realiza unitatea în univers și evident în biserică. Pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. Iată cum ar trebui să fim, chiar dacă în moment dat nu ne aflăm în starea aceasta. Se poate ajunge, pentru că cei cărora le-a adresat Pavel această epistolă erau învrășmiți.
Unii se considerau adepți și urmași lui Pavel, alții a lui Apollo sau alții a lui Chifa. Și de asemenea, conform capitolul 3 aceleași epistole, ei aveau și stări firești. Dar chiar și pentru astfel de oameni se cere să se ajungă la o unitate desăvârșită. Doamne, ajută-ne! Haideți să observăm într-o primă parte că noi ca oameni și chiar ca și credincioși suntem unii și alții, adică suntem diferiți. De aceea trebuie să ne acceptăm și aceasta vom vedea în partea a doua. Dar mai întâi să mai reflectăm încă o dată asupra diferențelor ce există între unii și alții. Există diferite categorii de oameni care, datorită unor criterii culturale, sociale, economice, nu sunt identici. De exemplu, au fost și vor fi bogați și săraci. Nu este ușor să fie în părtășie un patron cu un biet om care n-are nici măcar o garsonieră. Stă pe chirie undeva. Au fost întotdeauna oameni inteligenți și oameni cu un grad foarte redus de inteligență. Poate chiar analfabeți. Sau socotiți de ceilalți inculți. Să fie într-o relație frățească un profesor universitar și cu un om care are două clase, e o realizare. Sunt oameni sănătoși și au fost și vor fi oameni handicapați. E foarte greu să se înțeleagă unii pe alții. Sau, pentru unii veșnica problemă, bătrâni și tineri. Unii au un anumit grad de înțelegere, un fel de a fi, ceilalți sunt diferiți. Haideți să ne uităm la câteva referințe din Noul Testament, să observăm ce învățătură aveau apostolii, cum să se privească unii pe alții. Să citim din Iacov, capitolul 2, de la versetul 2. Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost. Și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și ziceți, tu șezi în locul acesta bun. Și apoi zice săracului, tu stai acolo în picioare sau șezi jos la picioarele mele, potrivit cu aranjarea din vremea aceea. Nu faceți voi o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Și apoi de la versetul 8. Dacă împliniți legea împărătească că, potrivit scripturilor, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți este o poruncă, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Pentru că, hai să ne gândim, noi privim poate spre un om care este un demnitar, în mod diferit, și spre un altul care este un om simplu, sărac. Acum, nu vreau să interpretăm greșit. Nu vorbesc de unul care, de exemplu, nici nu vrea să se spele sau ori vine biat în biserică. Nu îl putem pune înaintea amvonului. Să mai facă și scheme. Dar vorbim de unul care are niște posibilități materiale mult mai reduse decât un altul. Dacă oamenii aceștia ar fi și unul și altul copiii mei sau ai dumitale, i-ai crescut la fel, i-ai portat în brațe. Unul a fost mai inteligent, a avut și har, oportunități, celălalt a fost mai slăbuț, dotat și parcă și împrejurările au fost nefavorabile. Ca părinte, cum privești spre ei? Tot cu diferențierea care se face în societate?
Gândiți-vă că dacă ne sunt frați, sau dacă intră în biserică și au posibilitatea în viitor să ne ajungă frați, ei sunt din familia noastră. Și trebuie să privim cu un spirit părintesc, frățesc. Să înțelegem că aceste stări sunt trecătoare. Sunt niște valențe, niște oportunități vremelnice, nu-s veșnice. Se poate ca un sărac de aici să fie bine situat în Împărăția lui Dumnezeu și un om înțelept de aici nici măcar să nu fie mântuit, pe când un altul care abia a știut câte ceva și când citea în Biblie se bălbăia și n-ar merea în stare să spună o frază întreagă într-un mod coerent, dar el să fie credincios în ceea ce îl privește. Deci haideți să privim la aceste realități așa cum le vede Dumnezeu, pentru că în biserică trebuie să luăm un model sfânt și să-l practicăm. Iată ce scrie tot aici în Iacov, capitolul 1, chiar pe ideea aceasta, începând de la versetul 9. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Bogatul dimpotrivă să se laude cu smerirea lui, că își va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba, floarea ei cade jos și frumusețea înfățișării ei piere. Așa se va vesteji bogatul în umbletele lui. Deci, dacă gândim în perspectivă, nu sunt chiar atât de diferențiați. Sau cum spune tot aici în capitolul 2, versetul 5, că Dumnezeu a ales pe săraci ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc. Deci, în cel mai bun caz, sunt frați. Haideți să luăm și o altă referință biblică, 1 Timotei, capitolul 6, versetul 2. Unii și alții, unii șefi, alții subalterni. Iar cei ce au stăpâni credincioși să nu-i disprețuiască sub cuvânt că sunt frați, și să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbelor sunt credincioși și prea iubiți. Învață pe oamenii aceste lucruri și spune-le apăsat. Deci, n-ar fi corect ca un credincios, care are un patron tot credincios, să fie invidios că el are niște venituri foarte bune, foarte mari. Ce, te-ai bucura mai mult ca veniturile acelea să le aibă un necredincios? Gândește că cel credincios, dacă e credincios, dă banii la biserică și au lucrarea Domnului și este o binecuvântare. Deci, să ne acceptăm unii pe alții și vom vedea, cum spuneam, în partea a doua, și potrivit cu ceea ce scrie aici, nu presupune să nu dăm respectul cuvenit, ci să nu ne respingem și să nu avem o relație. Pentru că pentru a avea o relație, este nevoie, cum citeam, ca cel bogat să se smerească și cel de jos să privească la lucrurile care le are și să nu fie invidios la valorile cu care l-a investit Dumnezeu, poate pe altă latură, nu ca și pe cel bogat. Și spuneam de asemenea despre relația dintre bătrâni și tineri, despre care vă citesc în 1 Petru 5 cu 5 și de aici vom observa același adevăr. Tot așa și voi tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Deci, a se accepta, a avea o relație bună cu alții, nu înseamnă să fie neapărat la egal. Și tinerii să se supună celor bătrâni. Dar să aibă legătură. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Pentru că poate, de exemplu, avea bunicul o legătură foarte strânsă cu nepotul, fără ca nepotul să nu-l respecte pe bunicul. Și, bineînțeles, fără ca bunicul să se creadă atot înțelept, că doar câțiva ani îl despart pe nepot, o să fie și el bătrân și el la rândul lui despărțit doar de câțiva ani din vremea când era el nepot. Deci, să fim obiectivi. Și mai adaug încă o referință din Galateni, capitolul 4, vis-a-vis de diferitele stări, poate de natură fizică, legate de sănătate. Galateni 4 cu
14. Apostolul Pavel scria: și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu, dimpotrivă m-ați privit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Unde se dar fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că, dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. Cât de bine se simte un om cu un handicap, dacă cei care sunt în jurul lui încearcă să anuleze parcă, sau dacă ar putea, ar face un transplant, să îi dăruiască și lui organul care este bolnav, să se simtă și el bine între ceilalți. Pentru a fi atenți la aceste diferențe și a nu le exploata în mod greșit, mă adaug ceea ce scria Solomon în Eclesiastul capitolul 11, pentru că aceste stări, cum spuneam, sunt trecătoare și nu trebuie să ne amprenteze pe unii cu orgolii și pe alții cu invidie. Eclesiastul 11, de la versetul 8. Deci, dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, tinerețea ta, fii cu inima veselă. Cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și departează răul din trupul tău, că tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Și apoi din capitolul 12 scrie, începând cu versetul 1, că vine vremea când te părăsește nu doar părul din partea superioară a capului sau la care nu li se albește, te părăsește și frumusețea, te părăsește și puterile, mai intervin și alte defecțiuni tehnice, că așa este viața. Toate aceste diferențe nu trebuie să fie un motiv de neacceptare. Deși suntem diferiți. După cum nu sunt doi oameni la fel la față, așa nu sunt doi oameni în viață ca să aibă toți parametrii egale. Și toate acestea sunt cu îngăduința lui Dumnezeu. Tot vorbind despre unii și alții, există alte diferențe de conceptualizare, de temperament, de înțelegere a problemelor. Și astfel apar disensiuni sau certuri chiar între frați. De exemplu, unii sunt mai lungi la vorbă, mai povestitori, mai melancolici, alții sunt militeroși și foarte expeditivi. Ei totuși trebuie să se accepte. Este o masă de oameni cu diferențe. Sau intrăm în relații de ordin economic, vânzări, cumpărări, asocieri. Acceptare. Pentru că diferențe și motive de discuție apar, dar trebuie să rezolvate și vom vedea cum. Iată ce scria Pavel adresându-se corintenilor în 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 2. Aici scrie despre neînțelegerile de, așa cum sunt numite, în lucruri de foarte mică însemnătate. Că a stat pe capătul băncii și acolo e locul meu. Sau câte și câte lucruri banale sau altele mai grele. Poate când este vorba de bani sau de atingerea drepturilor civice ale cuiva. Dar aici este scris, ceea ce vă citesc de la versetul 5. Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi niciun măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate? Nu e ușor să se accepte unii pe alții când au avut o ceartă. Că zicea înțeleptul că certurile între frați sunt mai greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Și poate slujesc împreună, dar fiindcă au avut cândva o problemă,
Rămâne acolo o barieră de oțel. Dar un frate se duce la judecată cu alt frate și încă înaintea necredincioșilor? Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți, mai bine să fiți nedreptățiți. De ce nu răbdați, mai bine paguba? Adică acceptă-l pe celălalt chiar dacă el este în câștig și tu în pierdere. Dar cum se poate una ca aceasta? Căci dacă nu ne acceptăm, sau dacă nu acceptăm unele chiar nedreptăți, sau diferențe de opinii, atunci cădem în ispita ceea ce scrie în Galateni, capitolul 5, situație critică, 5:13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească și slujiți-vă unii altora în dragoste. Și versetul 15. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, că nu vă acceptați. Luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. În mod normal urmăriți dumneavoastră și animalele care sunt de aceeași specie se acceptă. Vorba românească, corul la corb nu scoate ochii, dacă corbii se împacă între ei, da porumbeii. Mă, normal, numai dacă sunt de o altă specie și într-un ecosistem nu se suportă, vor ajunge la a se mușca și la a se nimici. Și mai adaug aici versetul 26, să nu umblăm după o slavă de șartă, întărâtându-ne unii pe alții. Știți că uneori câinii nu se mușcă, dar se hârâie. Și glăsuiesc pe limbajul lor unul împotriva celuilalt. Și nici pismuindu-vă unii pe alții, certurile de cuvinte nu duc la niciun folos, decât la pieirea celor ce le ascultă. Satana va exploata aceste situații. Îmi vine să zic că va avea un însărcinat cu afacerile astea. Îl va trimite la fața locului să exploateze situația din plin, să dinamiteze și pe o parte și pe cealaltă. Iată ce scria Iacov pentru asemenea situații în capitolul 3 al epistolei sale. Citește la versetul 14. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duc de ceartă, deci ce este pisma? O stare de neacceptare a celuilalt, ranchiună, invidie, când nu poți să suporți fericirea altuia dacă nu este concomitentă cu a ta. Să nu vă lăudați, să nu vă mințiți împotriva adevărului în asemenea situații. Versetul 16, căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Deci de la o neacceptare între unii și alții, se strică atmosfera, se ruinează relațiile și în final viețile oamenilor. O asemenea atitudine nu este înțeleaptă, nu duce la neprihănire, dimpotrivă, suspendă o stare bună de spiritualitate. De aceea, să fim foarte atenți cu ocazia motivelor de supărare sau a certurilor, care uneori sunt reale și alteori sunt imaginare. Unele sunt doar în scenări demonice. Nu e nimic real. Sau nu este nimic semnificativ. În mod special când auzim oameni că se ceartă pe seamă unor vorbe, pe care le-a zis o persoană și persoana aceea nici nu-și mai amintește că a spus soția lui sau că copiii lui știu eu ce au spus și facem un dosar întreg. Cum citeam într-un ziar că două femei erau la al 64-lea proces pe seama unei certe care a apărut că în timp ce una punea rufe la uscat, cealaltă bătea covorul de praf. Pe seama asta a făcut un scandal încât putea să cumpere poate 10 covoare și încă 10 rânduri de haine, cu câți bani au cheltuit la tribunale. Există și un alt aspect la care ne este ceva mai greu să acceptăm pe ceilalți, să ne acceptăm unii pe alții. Diferențele doctrinare și confesionale. Ele pot fi datorate unor moșteniri tradiționale,
sau a unor înțelegeri parțiale. Iată, de exemplu, ce scria Apostolul în Roman, capitolul 14. De la versetul 1. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Deci sunt chestiuni asupra care nu trebuie să discutăm. Nu vă apucați la vorbă. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Deci, decât să discutăm uneori pe astfel de motive, mai bine fă-i celălalt un cadou cu ceea ce știe că mănâncă și invers. Iarăși, legat de zile, se pot isca discuții, așa cum scrie aici, că unii fac deosebire, alții nu fac, uitând că ideea de fond este să facă pentru Domnul. Adică dacă cineva face un lucru pentru Domnul, nu fi fariseu și critică ca și cum au făcut acei oameni, condamnând femeia despre care Domnul a spus că a făcut un lucru frumos pentru el. Dar nu era o regulă ceea ce a făcut. A fost o chestiune spontană. Dar inima ei a fost curată. Deci, dacă Dumnezeu acceptă situații diferite, El care este desăvârșit. Pentru că El știe că în frățietate e ca și în familie. De exemplu, un copil care e pe clasa întâi, când va auzi, sau pe clasa a doua de socoteală, 2 împărțit la 15, va spune, nu se poate. Care e la liceu, va spune, ba da, se poate, acum îți calculez. Atât este înțelegerea lui. Tot legat de astfel de diferențe, citesc și din 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 12, unde corintenii aveau niște discuții, bănuiesc, în împărtășiile lor, foarte neînțelepte. Vreau să spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel și un altul, eu al lui Apollo și eu al lui Chifa și eu al lui Iisus Hristos. Hristos a fost împărțit, Pavel a fost răzdelit pentru voi sau numele lui Pavel a fost botezat. Câte diferențieri se fac și astăzi și topuri, care predica mai bine, care cântă mai bine. De ce am făcut din predicator un fel de fani și din biserici un fel de echipe? Eu țin cu cutare, eu admir pe X și altul pe Y. Nu și au locul. Și Pavel, ca un om credincios și înțelept, nu le-a permis un astfel de comportament. A încercat să-i aducă la o unitate. Și mai adaug, tot în ce privește diferențele doctrinare, Coloseni, capitolul 2, care are legătură cu Romanii 14, dar intră mai profund în înțelegerea lucrurilor. Coloseni 2, de la versetul 16. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. Imaginați-vă că în Arad se pocăiește un evreu. El venind la credință, va fi legat oarecum de niște zile, de un orar pe care l-a avut până acum, cum și noi. Marea masă de credincioși venind din religia ortodoxă am fost legați de un orar pe care l-am moștenit. Cât de corect ar fi ca eu să-l critic pe el pentru orarul lui? Sau el să mă desconsidere pe mine pentru orarul meu? Dacă vom privi doar la aceste aspecte, vom găsi doar motive să spunem, noi suntem unii și ei sunt alții. Și vreau să observăm din Scriptură că pentru asemenea motive trebuie să ne acceptăm unii pe alții. Sunt alte motive pentru care noi într-adevăr suntem unii și alții, dar nu de genul acesta. Și aici, de asemenea, mai scrie
versetul 18 și 19, ca să vedem fondul problemei, nimeni să nu vă răpească premiul alergării făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești și nu se ține strâns de capul, din care tot trupul hrănit și bine închegat cu ajutorul încheieturilor și legăturilor își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Ați observat cum se dezvoltă cineva spiritual? Cu ajutorul încheieturilor și legăturilor. Dacă pe un astfel de om nu-l integrezi în legătura frățească, el nici nu se dezvoltă. Dar nu-l pot integra numai dacă înțelege că nu acestea sunt baza credinței. Acestea sunt niște forme trecătoare. El trebuie să pună în prim plan pe Domnul Hristos și jertfa Lui. Dar cine e legat de zile și de alte aspecte tradiționale și confesionale, nu se dezvolte. El își bazează credința pe niște forme. Noi trebuie să căutăm adevărul central și în el să ne zidim și astfel, umblând în dragoste, ne vom întări. Amin. Eu am enumerat câteva diferențe, dumneavoastră mai știți și altele. Dar toate astea își au menirea la o privire superficială să ne distanțeze între unii și alții. Haideți să vedem cum să ne acceptăm unii pe alții într-o unitate, legătură și armonie frățească. Noi trebuie să ne acceptăm în părtășia sfinților. Sfinții nu pot fi dezbinați, au o singură împărăție. Noi am fost acceptați în părtășie cu Tatăl și cu Fiul. Deci nu eu decid pe cine îl accept și pe cine nu. Nu eu sunt patronul. Biserica e casa lui Dumnezeu și în biserică e Domnul Iisus Hristos. El m-a acceptat și pe mine și dacă El acceptă pe cineva, eu nu-L accept, cine trebuie să iasă afară? Cred că eu ar trebui să ies afară dacă pe El îl acceptă și eu nu-L pot suporta, eu nu-L accept. Iată ce scria Ioan în tia sa epistolă, capitolul 1, și de acum vă rog să fiți foarte atenți ca să înțelegem aceste adevăruri. 1 Ioan 1, de la versetul 3. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă ca și voi să aveți părtășie cu noi. Dar nu noi suntem o entitate de sine stătătoare. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și apoi versetul 6 și 7. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim. Și nu trăim adevărul, dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Observați cele trei laturi ale triunghiului. Dacă eu am părtășie cu Tatăl în lumină, dacă El are părtășie cu Tatăl în lumină, e logic ca și eu să am părtășie cu El, că suntem și unul și altul în lumină. Și unul și altul în legătură cu Dumnezeu. Și versetul continuă. În asemenea situații, sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Deci câtă vreme un om vrea să se apropie de Dumnezeu și este sincer și caută părtășia cu Domnul, în mod inevitabil, va avea, va intra în părtășie și cu ceilalți. Nu poate să se excludă. De aceea, noi trăim într-o comuniune. Părtășia aceasta cu Tatăl te deschide și spre ceilalți credincioși. Am auzit despre cineva care a înțeles că este bine să fii credincios, să intri în părtășie cu Dumnezeu Tatăl, să te mântuiască, dar nu voia să fie văzut de lume că intră în părtășie cu credincioșii. Și s-a dus la un predicator și l-a întrebat dacă poate să fie credincios fără să știe ceilalți, în mod solitar. Și predicatorul, fiindcă a văzut că pe moment n-are altă înțelegere, a zis, da, se poate. Te duci acasă și te silești să intri într-o părtășie sfântă cu Domnul, te rogi, citești și spui lui Dumnezeu că tu vrei să fii doar cu El. Și nu poți să-i abordezi pe ceilalți și să ai legătură cu ei. S-a dus, a avut o părtășie de vreo două ore cu Domnul într-o cameră, a plâns, a citit, s-a rugat
Și de acolo s-a dus în bucătărie, unde era nevastă sa și părinții lui. Știți care a fost prima vorbă? Auziți, vă știți? Poți să fii pocăit fără să spui la nimeni. Dar n-a rezistat 5 minute. Nu poți să fii împărtășie cu Dumnezeu și nu fii împărtășie cu fratele. Să nu-L dorești. Repet ceea ce scrie aici. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, e rezultantă. Avem părtășie unii cu alții. Dar dacă nu, e ca și în grădina Edenului. Când Adam și Eva s-au stricat relația cu Dumnezeu, s-a stricat relația și între ei. De aceea lumea n-are o relație internă bună, fiindcă și-a stricat relația cu Dumnezeu. Iar Apostolul Pavel scria în Filipeni, capitolul 2, de la versetul 1, următoarele. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, observați că toată unitatea e în El, prin El ne legăm de Tatăl, prin El ne legăm de frați și de surori. Dacă este vreo mânghiere în dragoste, dacă este vreo legătura Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Bogatul să privească așa de jos în sus, chiar pe cel sărac. Dumnezeu l-a făcut bogat în credință, e un moștenitor al împărăției. Că eu sunt bogat, e o vremelnicie. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Deci, o legătură pe linie de natură, pe linie lucrativă, ca întru totul să se vadă opera Domnului Hristos. Tot despre acest adevăr citesc și din Efeseni, capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos. Deci noi avem niște haruri, acum și în perspectivă veșnică. Dar aceste haruri nu ne sunt date într-un mod izolat. Observați pe pagina din dreapta, în 2:6, ce scrie. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Împărăția este o strânsă legătură. Dumnezeu nu îmi dă mie un dar să-l folosesc eu în mod privat. Este un dar de utilitate comună și celălalt frate de asemenea este îmbogățit în felul acesta. Și astfel se întăresc legăturile. Și tot din capitolul 2 citesc de la versetul 14 cum Domnul a reușit prin lucrarea sa să unească evreii cu neamurile, ceea ce părea de incompatibilizat. Deci nu mâncau împreună. Și astăzi mai au un ispita să socotească ei un corp distinct. Aici este scris, căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Evreul e mântuit prin cruce, oricare dintre neamuri mântuit prin cruce. Acolo trebuie să se întâlnească. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei. Versul 18, căci prin El și unii și alții. Iată de ce trebuie să ne acceptăm unii pe alții, că și unii și alții ne-am întâlnit înaintea Lui. Și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Adică, într-un singur mod, în același spirit, o unitate care trebuie să se impună. Doar când este cineva de la cel rău, cum a fost Cain, nu acceptă pe ceilalți, pentru că nu are părtășia sfinților. În ideea aceasta, în mod automat, părtășia sfinților respinge părtășia lumii. Noi avem părtășie unii cu alții, dar în mod automat, nu mai avem părtășie cu lumea. Iată ce scrie Iacov în capitolul 4 al epistolei sale. Versetul 4. Suflete preacurvare. Deci nu încerca să duci o viață duplicitară. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura?
Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Cum este un bărbat sau o femeie geloasă? Ar sta tot timpul lângă celălalt, îl urmărește din priviri, să n-aibă legături cu altcineva. Așa se realizează unitatea frățească. Și ne rupem de ceea ce este în lume. De aceea, citesc și din 1 Corinteni, capitolul 10, noi nu putem să avem părtășie cu lumea. Deși nu ieșim din lume și ne acceptăm în relații de ordin social, economic. Dar nu avem o relație de ordin spiritual sau de ordin familial. De aceea noi credincioșii nu ne căsătorim cu cineva din afară. Iar dacă cineva este într-o asemenea situație, acceptă situația de familie, dar ca familie spirituală, tot cu cei credincioși este. 1 Corinteni 10, de la versetul 14. De aceea, preiubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Deci, o părtășie cu lumea te introduce în părtășie cu diavolul. După cum părtășia cu credincioșii te-a introdus în părtășia cu Hristos. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată, judecați voi singur ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Și versetul 22 scrie astfel. Sau vrem să tărătăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Nu puteți bea paharul Domnului și paharul demonilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa demonilor. Noi alegem. Dar nu se poate să stau la masă cu frații și să nu-i accept. Nu o să mai am poftă de mâncare. Nu se poate să mă bucur eu de hrana ce mi-a oferit-o Dumnezeu, de posibilitatea de a fi împreună cu El aici în casa Lui și în împărăție, și pe altul să nu-L suport, dacă și El este credincios, evident. Dar chiar cu diferențele acestea. Diferențe care nu sunt de natură păcătoasă, ci sunt fie de natură vremelnică, fie sunt determinate de înțelegerea diferită a maturizării noastre sau a originii noastre. Oricât am stat la slujbă în seara aceasta, până dimineață să stăm, nu ne vom putea uniformiza întru totul. Să credem toți la unison. Dar dacă toți suntem credincioși și avem un gând de sfințire și o dorință de mântuire, ne putem ruga de minune împreună. Putem să cântăm împreună cu toată bucuria, cu toată inima. Să mai citim ceea ce scrie în 2 Timotei, capitolul 2. De la versetul 16. Ferește de vorbările goale și lumești. Deci, evident, de aceste părtășii, că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Și acum de la versetul 22. Fugi de poftile tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul într-o inimă curată, dar fiecare după înțelegerea Lui și priceperea Lui. Și tot în ideea aceasta, ferește întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Când ne punem noi întrebări și se poate naște o ceartă? Când eu sunt de altă părere decât dumitale. De exemplu, în 1 Petru, capitolul 3, scrie că Domnul Iisus Hristos a fost omorât în trup, a fost înviat în duh, în care s-a dus să provodească duhul de închisoare. Sunt mai multe păreri. Care sunt acele duhuri de închisoare? Dacă Duhul Domnului Hristos s-a dus într-adevăr la niște duhuri legate în adânc, sau dacă acolo se referă la faptul că Duhul Domnului era în vremea lui Noe în oameni. Ce scrie în Genesa 6 că Duhul meu s-a luptat pururea în om. Și pe acest motiv ne putem certa până la ziua. Dar este atât de relevant pentru noi? Ne spunem înțelegerea, poate mai câștigăm o învățătură din punctul de vedere al altuia și mergem mai departe. Nu ne oprim acolo, ne împotmolim la capitolul 3.
Mergem la capitolul 4, unde trebuie să fim de acord, unde zice, fiindcă Hristos a pătimit în trup, în armați-vă și voi cu același fel de gândire și rupeți-o cu păcatul. În asta suntem de acord? Dacă nu vom fi ca niște bieți oameni pe care știu eu mai de mult, le plăcea tare mult să discute din Apocalipsa. Sunt cele mai diferite opinii. Și când ajungeau la cei 144.000, se împodmoleau și certau și de la capăt. E vreun folos în toate acestea? Dar ce, noi trebuie să-i numărăm? Și nu ne dă socoteala? Vor fi 144, sigur. Nici 145, nici 145.000. Dar dacă nu avem aceeași înțelegere, încă n-am ajuns la măsura aceea de a pricepe. Profeții din Vechiul Testament au avut înțelegeri diferite în câte a fost descoperit fiecăruia de Domnul. Dar toți erau animați de Domnul Hristos și de lucrarea Lui. Și au putut să prorocească, să slujească Domnului așa cum trebuie. Și acum am ajuns la ultimul punct, care de fapt trebuie să răspundă problemelor. Cum să ne acceptăm? Cum să-L accept eu pe celălalt care vede puțin diferit față de mine, care este altfel decât mine? De exemplu, sunt unii cărora le place foarte mult studiul biblic. Alții, imediat le sare gândul la 1 Corinteni capitolul 8, cunoștința îngânfă. Dragostea zidește. Și ei se gândesc, trebuie făcut fapte bune, ajutorare. La selecția, frate, teoria, practică. Sau alții se gândesc numai la rugăciune și dacă sunt și mesaje, extraordinar, pentru ei cerul s-a coborât pe pământ. Uitând că noi toți trebuie să ne ducem în cer, da? Cum să ne acceptăm? Prin puterea dragostei care acoperă toate greșelile și toate diferențele. Ca și în familie, dragii mei. Bărbații sunt diferiți de neveste. Nu este bărbat să gândească precum o femeie și nici femeie să gândească cum un bărbat. Și nu sunt părinți să gândească ca și copii și copii să gândească ca și părinți. Dragostea îi unește? Ce altceva îi ține împreună? Numai dragostea. Ce-L face pe Dumnezeu să ne accepte? Noi suntem tare copilăroși, nepricepuți, ba uneori încăpățânați față de Dumnezeu. Ne acceptă. Dacă vrem să creștem și să ne dezvoltăm spre mântuire. Iată ce este scris încă din Vechiul Testament, citesc din Cartea Proverbe, capitolul 10, versetul 12. Ura stârnește certuri. Deci rețineți, când ne certăm, nu diferențele sunt în primul rând problema, ci ura. Doi oameni care se iubesc vor evita discuțiile contradictorii. Vor face, cum zice Pavel în Filipeni 3, în ce am ajuns de aceeași părere, la pocăință și în rest Domnul ne va lumina. Dacă ne certăm, ne pierdem și lumina ce o avem. Cine urăște pe fratele său este în întuneric. Dar dragostea acoperă toate greșelile și tot Proverbe, capitolul 17, versetul 9. Cine acopere o greșeală, care n-ați greșit niciodată? Eu mai greșesc. De exemplu, mai confund pe Adam cu Avram în predică, uneori grăbit, așa cum sunt eu. Dacă vreți greșeli, facem și de altă natură. Cine o acoperă, mai cu seamă greșelile care nu sunt repetabile. Nu înseamnă că de acum întotdeauna o să-i zic la Avram Adam. Numai atunci când îl pun lângă Eva, îl încurc. Sau lângă Sara. În rest, îmi dau seama că e vorba de altul. Și dumneavoastră de asemenea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Vorbele te ajută să-l accesi pe celălalt și vorbele te separă de celălalt. Spuneam și data trecută și iarăși tangențiem cu acest adevăr. Mare atenție la discuții și la vorbire. Exemplu, un 1 Timotei, capitolul 5, versetul 13, scrie despre unele femei care n-au de lucru. Mai bine s-ar aduna la biserică și ar face ceva muncă voluntară. Sau să le repartizăm noi prin ceva familii. Umblă din casă în casă, leneșe. Deși o femeie când merge în altă familie, nu ca un bărbat, ar avea pe ce să pună mâna acolo, nu? La mine este greu să mă duc în atelier, să iau un ciocan și să-i bat niște scânduri desprinse de la șopronul lui. Dar
Mi-a ca și femeie, dacă te duci în bucătărie cuiva, nu e mare lucru să speli niște vase sau să dai cu mătura. E mult mai accesibilă lucrarea. Astfel de femei sunt limbute și scotitoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Și stârnesc discordie. Știți, certurile femeilor provoacă războiul bărbaților. Așa ceva între frați nu e voie cu desăvârșire să se întâmple. Iar Petru zice în 1 sa epistolă, capitolul 4, versetul 15, nimeni din voi să nu suferi ca ucigaș, Doamne ferește, criminal, sau ca hoț, sau ca făcător de rele, lucruri de incriminat, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Vezi-ți de problemele tale, de taina ta, și nu te amesteca în ceea ce nu-i de competența ta. Și ca să ne putem accepta, poate cu slăbiciunile noastre, pentru că în biserică sunt oameni cu 30 de ani de pocăință, alții cu 3 luni de pocăință, sunt oameni hăruiți de Dumnezeu, cu aptitudini sfinte, au urcat pe scara neprihănirii, nu că ei nu pot să cadă, dar poate își duc mai ușor viața de pocăință și alții care, ca și acel slab de inimă din călătoria creștinului, care toți căpătând, da? A ajuns și el cu bună voință și cu o inimă doritoare în împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă citesc în încheierea acestei idei Coloseni, capitolul 3, de la versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are o pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Amin. Și dacă v-ați iertat, ați uitat, nu mai pomeniți, dar vă rog să rețineți. Noi nu ne acceptăm doar așa că e obligatoriu. Suntem diferiți și trebuie să ne acceptăm, n-avem ce face. Așa e la Dumnezeu acasă. Scopul nostru este să creștem spiritual și să ajungem la unitate. Nu se pune problema să ne acceptăm de acum o veșnicie întreagă. N-avem ce face, trebuie să ne suportăm. Nu, nu. Trebuie să ne luptăm pentru creșterea spirituală și vom ajunge să ne unim. Și atunci va fi o plăcere în mod desăvârșit să fim una. Deci scopul nostru nu este să accentuăm diferențele la oamenii sinceri, la credincioși, nu la care i-a pornit la rău. Îl lăsăm în pace, să se pocăiască dacă vrea. Dar să ne luptăm pentru ca toți să crească spiritual și să ajungă la unirea cu Domnul Hristos. Să se ia modelul. Gândiți-vă câtă trudă a avut Domnul cu ucenici. Au fost între ei certuri, nu înțelegeau. Și Domnul tot învăța. Până când au ajuns, apostolii au ajuns la maturitate, încât a spus Pavel, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim. Și voi așa ați crezut. Dar când au venit la pocăință, unul a spus altuia, vină că ne-am găsit pe Mesia. Mesia din Galileea, vezi treaba. Dar până la urmă, au ajuns la aceeași înțelegere. S-au unit. Duhul a lucrat pentru o înțelegere unitară. De aceea revin pentru puțin la Roman 14. Ca să observați în ce idee scrie Pavel despre aceste diferențe. Nu că e o plăcere că sunt diferențe. Versetul 19. Așadar să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Să nu nimicești pentru mâncare lucrurile lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate, totuși a mâncat din ele când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de păcădere este rău. Deci să urmăresc creșterea și dezvoltarea lui spirituală și apoi urmăriți ceea ce scrie capitolul 15, versetul 1. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunii celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine și să-i ajutăm să se dezvolte spiritual. Îl citim și pe Petru din întâia sa epistolă, în aceeași idee, capitolul 1, versetele
22 și 23. Pagina 1192. Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Și când o să fim maturi, o să fim una. Și ca exemple vă dau două doar amintindu-vă, modelul desăvârșit. Nu doar cel care realizează unitatea, cel care a venit ca model este Domnul Iisus. Stătea la masă cu vameși și cu păcătoși. Fariseii făceau scandal de regulă. Dar Domnul i-a atras în intimitatea sfântă. Și asta nu ne acordă nouă posibilitatea să mergem să facem studiu biblic în restaurant, între sticle și pahare. Dar ni se permite să ne apropiem de inima oamenilor ca să-i putem atrage la pocăință. Într-o altă împrejurare, scrisă în Matei 19, Marcu 10, Luca 18, Iisus și copilașii, îi certau pe cei ce aduceau. Iată că Domnul a putut să aibă părtășie și cu copiii. I-a luat în brațe și i-a binecuvântat. Credeți că copiii n-au fost tot copii, ca dintotdeauna? Și pe ei i-a înțeles și i-a acceptat, aș spune. Și un alt caz, ceva mai deschis, îl întâlnim în Marcu, capitolul 9, de la versetul 38, unde Ioan i-a zis Domnul, învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele Tău și l-am oprit, pentru că nu venea după noi. Nu-l opriți, a răspuns Iisus, căci nu este nimeni care să facă minuni în numele Meu și să mă poată grei de rău îndată după aceea. Și tot Ioan, gelos pentru Domnul, împreună cu fratele său Iacov, au zis așa ce, cum este scris în Luca, capitolul 9, de la versetul 54, văzând că unii dintr-un sat din Samaria nu vor să-i primească, s-au prezentat în fața Domnului, întrebându-L, Doamne, vrei să poruncim să pogoare foc din cer și să-i miste cum a făcut Ilie? Întrebarea mea este, oare ar fi putut să poruncească? I-ar fi ascultat cineva? Era la ei bricheta? Și poate ni se pare nouă într-un moment când nu-L acceptăm pe cineva. Cum a să-L atingă Dumnezeu? E de competența Lui, dacă să-L atingă sau să-L lase în pace. Domnul le-a răspuns, nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. O, de a-mi putea atrage pe toți spre Dumnezeu. Iar Barnaba se înscrie de asemenea ca un exemplu binecuvântat. El a fost cel pe care l-a folosit Dumnezeu să-L introducă pe Saul între apostoli. Să unească biserica din Antiohia și chiar a fost împotriva dezbinării, nu știu cât a fost, dacă 100% a fost obiectiv în cazul lui Ioan Marcu, dar a fost un om al acceptării. Dar n-a acceptat Barnaba oameni necredincioși. Dar i-a acceptat pe credincioși cu slăbiciunile lor, cu diferențele lor. Pentru că, așa cum suntem, trebuie să slujim împreună, să avem doar un gând sincer și bun pentru pocăință. Amin. Mi-am amintit de un caz petrecut într-o adunare după cel de-al doilea război mondial, undeva în zona Alsaciei, teritoriul fost german, care rămânsese la francezi după un parțial. Și erau în aceeași biserică și credincioși francezi și credincioși nemți. Francezii biruitori, după ce au fost umiliți mai întâi, se adunau în sala mare. Și nemții, probabil și mai puțin, la subsol. Era o zi de cina Domnului. Și prezbiterii sau păstorii de la francezi, când s-au rugat, au zis, simțim
Ne dăm seama în Duhul nostru că n-avem părtășie cu Domnul. Nu-L putem aduce pe Domnul aici. La care cineva a zis, poate jos cu nemții. Haideți să invităm și pe Iisus ca să vină și Domnul. Ce-ar fi trebuit să facă cei de acolo? Nemții în măsura vinovăției lor să-și ceară iertare și francezii să ierte. Și să fie împreună. Motive sunt să ne diferențiem și să nu ne acceptăm unii pe alții. Dar pocăința le anulează. Domnul pentru aceasta a venit să împace un Dumnezeu supărat pe omenire cu omenire care întorsese spatele lui Dumnezeu. Nu în orice condiții împacă, în condiții de pocăință și de sfințire. Domnul Iisus rămâne modelul, așa cum vă citesc în Romani capitolul 15, versetul 7. Așadar, ca o concluzie, primiți-vă unii pe alții. Cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu? Deci fiecare să se gândească cum a fost primit el și așa să primească el pe altul. Dacă nu am fi ca niște oameni care erau muritori de foame, nu șomeri, și au fost acceptați să lucreze la o firmă. Ba, între timp au dobândit un post bun. Și vine un alt necăjit să se angajeze. Ăsta nu mai trebuie angajat. Dar tu ai trebuit angajat? Și ca să putem înțelege și mai ușor, gândiți-vă și la regula de aur din Matei 7:12. Tot ce voi să facă vouă oameni, faceți-le voi? La fel, faceți-le voi întâi? Dacă altul era mântuit înaintea ta, te-ai fi bucurat să te primească? Dacă celălalt ar fi bogatul și tu ai fi săracul, te-ai bucurat să stai cu el la masă? Dacă celălalt ar avea înțelepciunea și înțelegerea ce o ai tu și tu ai fi în postura lui, te-ai bucura să te accepte? Bineînțeles. Domnul să ne dea harul să ne acceptăm unii pe alții. Dar să ne rugăm ca să ne accepte Dumnezeu. Ca în biserică să fim împreună unii și alții. Dar împreună cu Dumnezeu Tatăl și cu Domnul Iisus. Căci toți avem sau trebuie să avem același Duh. Amin.